We have a few more very exciting and important areas of salvation to consider. Mai avem câteva domenii ale lucrării acesteia de mântuire pe care trebuie să le luăm în considerare. Just to remind you, we have looked at salvation past and present. Doar ca să vă aduc aminte, ne-am uitat la mântuirea trecută, mântuirea prezentă. In eternity past, God elected some to save. În veșnicia trecută sau înainte de veșnicii, vedem în Scriptură că Dumnezeu i-a ales pe ai săi ca să-i mântuiască. Though all of us deserved just condemnation. Și cu toate că noi toți meritam judecata sau condamnarea dreaptă a lui Dumnezeu. In his mercy, he chose a people for himself. În mila lui, Dumnezeu a ales un popor pentru sine. And pledged to them everything that it would take to make them a holy people. Și le-a promis că va face tot ceea ce trebuie făcut pentru ca să-i facă un popor sfânt. And so we realize the whole of the work of salvation was grounded in the election that God made in eternity past. Deci vedem că întreaga această lucrare a mântuirii își are rădăcinile în alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o înainte de întemeierea lumii. So God sent his son to be the savior. Așa că Dumnezeu l-a trimis pe fiul lui să fie mântuitorul. To bear our sin in his body on the cross. Să poarte păcatele noastre în trupul lui pe cruce. Because what separated us from God was our sin. Pentru că ceea ce ne-a separat pe noi de Dumnezeu a fost păcatul nostru. And as a holy God, he had to deal with our sin. Așa că el, pentru că este un Dumnezeu sfânt, a trebuit să se ocupe de păcatul nostru. But the plan that he devised required his son to take our sin upon himself. Însă planul pe care l-a întocmit el a trebuit să-l includă pe fiul lui care să ia asupra lui păcatul nostru. Christ did for us what we could never do for ourselves. Hristos a făcut pentru noi ceea ce noi nu am fi putut face niciodată pentru noi înșine. If we pay for our own sin, we pay for eternity. Pentru că dacă noi ar trebui să plătim pentru păcatul nostru, am plătit pentru el pentru toată veșnicia. But because Christ was the God-man, his payment was of infinite value. Dar pentru că Hristos a fost omul Dumnezeu, plata pe care a dat-o el pentru păcat, a putut să acopere această plată pe care o datorăm noi lui Dumnezeu, adică o plată infinită. What would take us all of eternity to pay and never pay fully, he could pay once for all at one time. Și ceea ce nouă ne-ar trebui sau ne-ar lua o veșnicie ca să plătim pentru păcatul nostru, el a putut să plătească o dată pentru totdeauna. But then once Christ has paid the penalty for our sin, dar odată ce Hristos a plătit plata păcatului nostru and broken the power of that sin, și afrânt puterea păcatului aceluia, God must do something in our lives. Acum Dumnezeu trebuie să facă ceva în viețile noastre. In the lives of those he has chosen to save. În viețile celor pe care el i-a ales să-i mântuiască. If we are to receive the benefits of Christ's payment for us. Și pentru ca noi să putem să primim beneficiile acestei lucrări a lui Hristos în viața noastră. And we have looked so far at a few of those elements of God's work to bring us to salvation. Și ne-am uitat la câteva din elementele acestea ale lucrării lui Dumnezeu pentru ca să ne aducă pe noi la mântuire. We've thought about his calling of us to salvation. Am privit la chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu spre mântuire sau la mântuire. The gospel call goes out to all people. Evanghelia lansează o chemare tuturor oamenilor. Repent and believe in Christ and you will be saved. Pocăiți-vă și credeți în Hristos și veți fi mântuiți. But while many people reject that offer, dar în timp ce foarte mulți oameni resping această ofertă, această chemare, the called receive that offer. Cei chemați acceptă chemarea aceasta. As we saw in 1 Corinthians chapter 1. Așa cum am văzut de dimineață în 1 Corinteni capitolul 1. Jews consider
the cross of Christ a stumbling block. Iudeii privesc la crucea lui Hristos și o consideră o piatră de potignire. And Gentiles see it as foolishness. Iar cei dintre neamuri o văd ca o nebunie. But those who are the called from Jews and Greeks. Dar cei care sunt chemați și dintre iudei și dintre greci sau neamuri, see Christ as the power of God and the wisdom of God. Îl văd pe Hristos ca pe puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. So he calls us to salvation that we receive. Așa că el ne cheamă pe noi la mântuire și noi acceptăm chemarea aceasta, o primim. All whom he predestines are called. Toți cei ce au fost hotărâți mai dinainte au fost chemați. And all whom he calls, he justifies. Și toți care au fost chemați au fost justificați sau îndreptățiți. That calling of God works. It is an effectual calling. Adică chemarea aceasta a lui Dumnezeu lucrează într-adevăr. Este o chemare eficace sau eficientă. And the reason it works to bring us salvation is because the call of God regenerates us. Și motivul pentru care lucrează este acesta, că Dumnezeu ne regenerează, ne schimbă inimile. It grants us a new heart. Adică ne dăruiește o inimă nouă. It grants us the ability to see whereas before we were blind. Ne dă abilitatea să vedem când odinioară noi eram de fapt orbi. And when we are enlivened in our heart. Și atunci când suntem aduși la viață în inima noastră. And given eyes to see the beauty and the glory of Christ. Și când ni se dă ochi ca să putem să vedem frumusețea și gloria lui Hristos. We come. Noi atunci venim. It would be like a person who was stranded in the desert. E ca și o persoană care rămâne undeva în deșert, izolată. His eyes were caked over with sand. Și ochii sunt acoperiți de praful, de nisipul de acolo. Right in front of him is a pool of clear, clean, cold water. Și chiar în fața lui, nu departe de el, se găsește o oază plină cu apă foarte clară, limpede. But he cannot see it because of the scales over his eyes. Dar el nu poate să vadă din cauza ceea ce s-a întâmplat cu ochii lui în mijlocul furtunii de nisip. He hasn't had water to drink for days. N-a avut apă să bea de zile. What do you think he will do if someone removes the scales from his eyes? Și ce credeți că s-ar întâmpla dacă cineva i-ar lua efectiv crusta aceea de pe ochii lui care s-a format în urma nisipului care i-au bătut ochii. When he sees the water, atunci când vede apa, he will drink. Va bea din ea. When God opens our blind eyes to see the glory of Christ, și când Dumnezeu ne deschide ochii noștri ca să vedem gloria aceasta lui Hristos, we will believe. Noi vom crede. It is God's grace to enable us to see Christ for who he is. Și harul lui Dumnezeu ne capacitează pe noi ca să-l vedem pe Hristos pentru ceea ce este el. And see our sin for what it is. Și ca să vedem păcatul nostru așa cum este el. So that we turn from our sin to Christ. Așa că noi ne întoarcem de la păcatul nostru la Hristos. We repent and believe because of God's work to make us new. Și noi ne pocăim și credem datorită lucrării acestei alăuntrice a lui Dumnezeu prin care ne face făpturi noi. And the instant we believe in Christ, we are declared righteous. Și chiar în momentul acela în care credem în Hristos, noi suntem socotiți sau suntem declarați neprihăniți sau drepți înaintea lui Dumnezeu. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God. Fiindcă am fost socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Romans 5:1. Roman 5:1. So belief in Christ is the basis then by which God justifies us. Așadar, credința în Hristos este baza pe care Hristos ne îndreptățește pe noi. He credits to us the forgiveness of sin that Christ has accomplished. De fapt, Dumnezeu ne îndreptățește pe noi în Hristos, creditându-ne nouă
neprihănirea lui Hristos. And he credits to us the righteousness of Christ's own life. Ne creditează neprihănirea proprie a lui Hristos, a vieții lui. God views us through his perfect son Jesus. Și Dumnezeu începe să privească la noi prin fiul lui Iisus Hristos cel perfect. So the penalty of our sin is totally removed. Așa că plata sau pedeapsa pentru păcatul nostru este complet îndepărtată. But God knows we have another problem with sin. Dar Dumnezeu știe că noi mai avem o problemă cu păcatul, nu doar aceasta a pedepsei care a fost îndepărtată. Sin is not only a penalty that we cannot pay. Pentru că păcatul nu este doar o pedeapsă pe care noi nu o putem plăti. A penalty Christ paid for us. Și o pedeapsă pe care a plătit-o Hristos pentru noi în locul nostru. But sin is also a power we cannot overcome. Păcatul mai este și o putere pe care noi nu o putem depăși sau învinge. Sin holds us in its clutches. Pentru că păcatul ne ține robi sau captivi în ghearele lui. And makes us slaves to Satan and sin. Și ne face robi ai lui Satana și ai păcatului. But Christ defeated Satan and sin. Însă Hristos l-a învins și pe Satana și a învins și păcatul. He broke its power by rising from the dead. A învins puterea aceasta a păcatului prin faptul că a înviat dintre cei morți. And the minute we believe, we are united with Christ. Și momentul în care credem, noi suntem uniți cu Hristos. Who died to sin and was raised to newness of life. Care a murit față de păcat și a fost înviat la viață nouă. The minute we believe, we are granted the Holy Spirit. Și momentul acesta când credem, ne este dat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. The Spirit comes within us to provide for us supernatural power. Și Duhul lui Dumnezeu vine să locuiască în noi și să ne dea putere supranaturală. The minute we believe, we are transferred from the dominion of Satan into the kingdom of Christ. Și în momentul în care credem, noi suntem strămutați din împărăția Satanei în împărăția lui Dumnezeu. And as citizens of Christ's kingdom, we are called to live lives that honor him. Și acum ca și cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu suntem chemați să trăim vieți sfinte care îl onorează pe el. But we are not called to live those lives out of our own ability. Însă nu suntem chemați să trăim viața aceasta de credință prin abilitățile sau prin puterile noastre. But rather out of the ability that the Spirit provides for us. Ci prin abilitatea pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-o dă nouă și o pune la lucru prin noi și în noi. So we grow in holiness through life through the power of the Spirit. Adică creștem în viața aceasta în sfințenie prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Those aspects we have looked at relate to the present work of salvation. Și toate aceste elemente la care ne-am uitat până acum au de a face cu lucrarea prezentă de mântuire. And now I want to focus on the future of our salvation. Însă acum aș vrea să privim la lucrarea viitoare sau la partea viitoare a lucrării de mântuire. There are two aspects in particular I want us to see here. Și sunt două aspecte în mod deosebit la care aș vrea să privim aici. The first is the perseverance of the saints. Prima este perseverența celor sfinți. And the second will be the glorification of the saints. Și a doua este glorificarea sau proslăvirea celor sfinți. The Bible presents teaching that is difficult to put together. Biblia prezintă și învățături care sunt dificil de pus împreună. And I want us to see both sides of the Bible's teaching on this issue. Și aș vrea să privim la ambele fațete ale învățăturii pe care o dă Scriptura cu privire la acest subiect. On the one hand, the Bible teaches clearly that all who are truly saved cannot lose their salvation. Pe de o parte, Scriptura prezintă adevărul că cei care sunt cu adevărat mântuiți nu își pot pierde mântuirea. They are secure in Christ
and nothing can change that. Adică sunt siguri în Hristos și nimic și nimeni nu poate să schimbe lucrul acesta. On the other hand, the Bible teaches that Christians must persevere in the faith to be saved in the end. Pe de altă parte, însă Scriptura învață și că cei care sunt credincioși trebuie să persevereze până la sfârșit, luptând pentru mântuirea și pentru credința lor. The mark of true saving faith is continued faithfulness. Pentru că dovada sau semnul adevăratei credințe este că acel om va continua în credința lui până la capăt. But the passages that talk about the necessity of continuing to believe could be interpreted differently. Însă pasajele acestea care vorbesc despre necesitatea continuării în viața de credință pot fi interpretate și diferit. They are taken by some to mean that true believers can lose their salvation. Sunt interpretate de unii din punctul acesta de vedere. Ei spun că adevărații credincioși pot să și piardă mântuirea. But the Bible cannot teach two contradictory things. Însă Biblia nu poate să ne învețe două lucruri care se contrazic unul pe celălalt. It cannot teach that Christians cannot lose their salvation. Nu poate pe de o parte să ne învețe că cei credincioși nu pot să-și piardă mântuirea. And at the same time that Christians can lose their salvation. Și în același timp să ne învețe că cei credincioși pot să-și piardă mântuirea. So there must be another way to put these two together. Așa că trebuie să fie o altă cale de a duce aceste două învățături împreună. Let's take a look at some passages first that speak of eternal security. Haideți să ne uităm mai întâi la câteva pasaje din Sfânta Scriptură care vorbesc despre siguranța aceasta veșnică a mântuirii. That all of those who have truly believed in Christ. Și care spun că aceia care au crezut și se încred cu adevărat în Hristos. And are truly saved. Și care sunt cu adevărat mântuiți. Cannot ever lose that salvation. Nu pot să-și piardă niciodată mântuirea aceea. Consider first John 6 verses 35 to 40. Deci întâi Ioan 6 versetele de la 34 35 to 40. 35 la 40. Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Notice what Jesus says in verse 37. Uitați-vă ce spune aici Domnul Iisus în versetul 37. The one who comes to me, I certainly will not cast out. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. And in verse 39. Apoi uitați-vă la versetul 39. All that the Father has given to me, I lose nothing, but will raise it up on the last day. Voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. And verse 40. Apoi uitați-vă la versetul 40. The one who beholds the Son and believes in Him will have eternal life, and I myself will raise him up on the last day. Oricine vede pe Fiul și crede în El va avea viața veșnică și Eu îl voi învia în ziua de apoi. I sometimes ask people who think that Christians can lose their salvation, I sometimes ask them this question. Uneori întreb pe cei care spun că credincioșii creștini își pot pierde mântuirea, uneori întreb aceasta sau le pun această întrebare. Do you really want to call Jesus a liar?
Chiar vrei să-i spui lui Iisus că este un mincinos? Jesus said, if you come to me, you will not be cast out. Pentru că Domnul Iisus însuși a spus aici că dacă vei veni la mine, cu siguranță nu te voi izgoni. If you believe in me, I will raise you up on the last day. Și dacă vei crede cu adevărat în mine, eu te voi învia în ziua de apoi. This is Jesus' own guarantee. Deci aceasta este asigurarea pe care ne-o dă însuși Domnul Iisus. That those who come to him and believe in him. Ca aceia care vin la el, care cred în el. Cannot fail to be saved. Nu pot să își piardă mântuirea, nu pot să nu ajungă până la capăt cu mântuirea lor. John 10 verses 28, I'm sorry, 26 to 29 also. Ioan 10 de la 26 la 29 spune astfel: Dar voi nu credeți pentru că după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Notice in verse 26 the order that Jesus speaks here. Uitați-vă începând din versetul 26 ordinea în care, pe care o folosește Domnul Iisus aici. We might think that he should say just the opposite. Noi ne-am gândit că poate ar fi trebuit să spună lucrurile exact pe invers. You are not of my sheep because you do not believe. Voi nu sunteți dintre oile mele pentru că nu credeți. But he doesn't say that. Dar Domnul Iisus nu spune lucrul acesta. Rather he says, you do not believe because you are not of my sheep. Ci el spune voi nu credeți pentru că nu sunteți oile mele. The background for that is what he said earlier in John 10. Și contextul pentru ceea ce spune aici este ceea ce a zis mai devreme în Ioan 10. My sheep hear my voice and they follow me. Oile mele îmi cunosc vocea și mă urmează pe mine. So Jesus knows that his own sheep, that is those given to him by his Father. Adică Domnul Iisus știe foarte bine că oile sale, adică aceia care i-au fost dați lui de către Tatăl, will come to him when they hear his voice. Vor veni după el atunci când îi vor auzi glasul. And then he wants them to know how secure they are. Apoi el vrea să știe aceste oi cât de în siguranță sunt ele. Verse 28, I give eternal life to them. Eu le dau viața veșnică, spune în versetul 28. And they shall never perish. Și în veac nu vor pieri. Who are we to say that Christians can perish when Jesus says they will never perish? Și atunci cine suntem noi să spunem că adevărații creștini pot pieri când însuși Domnul Iisus spune foarte clar aici că în veac nu pot pieri. We have Jesus' promise to trust in. Deci avem promisiunea Domnului Iisus pe care putem să ne bazăm. And then he gives an analogy to help us. Apoi ne dă o analogie ca să ne ajute. No one can snatch them out of my hand, he says. Nimeni nu le va smulge din mâna mea, spune el. And my Father who has given them to me is greater than all and no one can snatch them out of my Father's hand. Și Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu, adaugă el. No one of us, not even Satan himself, is stronger than God. Nimeni, niciunul dintre noi, nici măcar Satana nu este suficient de puternic, nu este mai puternic decât Dumnezeu. If Jesus holds us in his hand, dacă Domnul Iisus ne ține în mâna lui, and the Father holds us in his hand, și dacă Tatăl ne ține și el în mâna lui, nothing can take us out of the hand of God. Nimic și nimeni nu ne poate smulge din mâna Fiului și a Tatălui. The salvation of those who trust in Christ is completely guaranteed. Deci mântuirea celor care cred cu adevărat în Hristos este garantată în mod complet.
Consider another passage. Apoi să ne uităm la un alt pasaj. One we have looked at many times. Un pasaj la care ne-am uitat deja de multe ori. Romans 8, 29 and 30. Romani 8, 29 și 30. In verse 30 we read this sequence. Și în versetul 30 citim secvența aceasta. Whom God predestined, he called. Pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte. And whom he called, he justified. I-a și chemat și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. And whom he justified, he glorified. Iar aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Our final glorification is so sure that Paul states that in the past tense. Și asigurarea aceasta a proslăvirii noastre este atât de fermă încât Pavel folosește timpul trecut ca să se refere aici la ea. In the mind of God, it is just as true that we will be glorified. Deci în mintea lui Dumnezeu este atât de adevărat că noi vom fi proslăviți. As it is now true that we are justified by faith. Așa cum este astăzi pentru noi faptul că suntem îndreptățiți sau socotiți neprihăniți sau justificați în Hristos. Because both are certain and true realities. Pentru că ambele sunt realități certe. He says all who are justified are glorified. El spune toți cei care sunt socotiți neprihăniți sunt și glorificați. It's as good as done. Sau proslăviți. Și folosirea timpului trecut arată că este ca și înfăptuit lucrul acesta. Because God will not fail to complete the work that he has begun. Pentru că Dumnezeu nu va falimenta în a duce la bun sfârșit lucrarea pe care a început-o. Another passage of scripture says just that. Și un alt pasaj al Scripturii spune chiar lucrul acesta. Philippians 1:6. Filipeni 1:6 spune astfel: sunt încredințat că acela care a început o lucrare bună o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. How important is it to realize that our salvation is the work of God? Cât de important este să realizăm că mântuirea noastră, mântuirea care are loc în noi, este lucrarea lui Dumnezeu. You see, if it is our work, we can fail. Pentru că vedeți, dacă este lucrarea noastră, noi într-adevăr putem falimenta. But if it is God's work, we know he cannot fail. Dar dacă este lucrarea lui Dumnezeu, noi știm că Dumnezeu nu poate falimenta. Nothing can thwart his purposes. Nimic nu poate să stea în calea împlinirii scopurilor sale. No one can resist his will. Nimeni nu poate să stea împotriva voii sale. He who began a good work in you will complete it. Acela care a început o lucrare bună în voi, acela o va și duce la bun sfârșit. Because salvation is God's work and God cannot fail, we will be saved. Și datorită faptului că mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu poate falimenta, noi vom fi mântuiți. 1 Thessalonians 5, 23 and 24 also affirms this. Și 1 Tesaloniceni 5 de la 20, 1 Thessalonians 5, 23 și 24 spune următorul lucru: Dumnezeul păcii să vă sfințească, El însuși, pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să vă fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Is God faithful? Este Dumnezeu credincios? Has he promised he will do it? A promis el că va face lucrul acesta? He will fulfill his promise. El își va duce la bun sfârșit promisiunea lui. He will sanctify us completely. El ne va sfinți în mod complet până la sfârșit. Faithful is he who calls you, who will bring it to pass. Cel ce v-a chemat este credincios și el va face lucrul acesta. Another evidence of the certainty of a believer's salvation is the gift of the Spirit. Și apoi o altă evidență a certitudinii mântuirii celui credincios este
dăruirea Duhului Sfânt. Paul refers to this in Ephesians 1, 13 and 14. Și Pavel se referă la lucrul acesta în Efeseni 1, 13 și 14. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună sau o garanție a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Paul uses two metaphors to express our union with Christ by the Spirit. Pavel folosește două metafore ca să exprime această unire sau uniune a noastră cu Dumnezeu prin Duhul Lui. In verse 13, he says that those who believed in Christ are sealed in Christ. În versetul 13 spune că cei care au crezut în Domnul Isus sunt pecetluiți cu Duhul Sfânt. The Greek word there is the word used of a seal of a letter. Și cuvântul grecesc care este folosit aici se referă la o pecete care se punea pe o scrisoare. That a king or other royal person would send to another. Pe o scrisoare sau pe un document pe care un rege, un împărat o trimitea de obicei unui altui rege sau împărat. They put their seal on it, guaranteeing that it is from them. Și își puneau pecetea lor pe scrisoarea sau documentul acela ca să garanteze că era într-adevăr o scrisoare care venea de la ei. So one of the purposes of the Spirit coming within each of us. Deci unul dintre scopurile despre care vorbește Pavel aici, că a venit Duhul Sfânt în noi, is to act as God's seal, sealing us in Christ. Este ca să acționeze ca și pecetea lui Dumnezeu, pecetluindu-ne pe noi cei credincioși în Hristos. Unless you think you are more powerful than the Holy Spirit. Și doar dacă crezi că ești mult mai puternic decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, you cannot break the seal he puts upon you. Nu vei putea rupe această pecete pe care Dumnezeu a pus-o pe tine și în tine. You are sealed in Christ with the Holy Spirit who was promised that we would have. Ești pecetluit în Hristos cu pecetea aceasta a Duhului Sfânt care a fost făgăduită. The second metaphor is in verse 14. Însă a doua metaforă pe care o folosește o găsim în versetul 14. The Spirit is given as a pledge of our inheritance. Ni se spune că Duhul ne este dat ca o arvună a moștenirii noastre. The word there refers to a token given guaranteeing the rest will come. Și aici cuvântul folosit se referă ca la un avans sau la un depozit care ne este dat ca și o garanție că restul lucrurilor se vor întâmpla sau vor veni așa cum au fost promise. It's like an engagement ring given to a young woman. Este ca și un inel de logodnă pe care logodnicul îl dă tinerei cu care se logodește. The man pledges himself to her. Și el se promite pe el însuși ei prin inelul acela. In human relationships, pledges can be broken. În relațiile acestea dintre oameni, promisiunile sau făgăduințele pot fi rupte sau încălcate. But this pledge comes from God, who cannot lie. Însă făgăduința aceasta vine din partea Dumnezeului care nu poate minți. Who is faithful to his word. Care este credincios cuvântului său. And he will give us the fullness that he has promised. Și el va aduce la bun sfârșit plinătatea pe care o promite aici. So the Spirit is the guarantee that all the riches of Christ, this inheritance spoken of here, will be ours. Și Duhul este garanția că toate bogățiile acestea, toată moștenirea aceasta despre care vorbește Pavel aici, este cu siguranță a noastră. If we could only see for an instant how much God has for us in the future. Și dacă am putea vedea doar pentru puțin deodată tot ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi în Hristos în viitor, we would be astonished. Am fi uimiți
dincolo de orice măsură. In fact, you remember in Romans 8. De fapt, vă aduceți aminte în Romani capitolul 8. The spirit given to us now makes us want more. Duhul care ne-a fost dat acum ne face să ne dorim mai mult. We realize we have just tasted a bit of the fullness that will be ours. Realizăm doar că am gustat foarte puțin din plinătatea care ne-a fost dată în Hristos și care este a noastră. Here's the analogy that I like to use. Iată analogia pe care îmi place să o folosesc. When a mother has made a banquet meal for her family. Când o mamă gătește o mâncare pentru familia ei. And has invited friends to come and share in the meal. Și a invitat și prieteni ca să stea cu ei la masă să se bucure de masa aceea. And she has made many delicious dishes. Și a pregătit multe feluri delicioase de mâncare. And told the children they cannot eat much now because the banquet is coming later. Și le spune copiilor, nu puteți să mâncați acum din ele pentru că banchetul este ceva mai târziu. But the children are hungry. Însă copiilor le este foame. They smell that delicious food cooking. Miros toate aromele alea nemaipomenite în timp ce mama gătește mâncărurile. And the mother may give them a tiny little taste. Și mama le dă o bucățică mică ca să guste din mâncarea pe care a pregătit-o. To satisfy them right now. Ca să le satisfacă pofta pe care o au acum. But they wait for the whole spread of the banquet meal. Dar ei așteaptă pentru întreaga masă plină cu toate bunătățile acelea. All of the blessings that God gives us now in this life. Toate binecuvântările pe care ni le dă Dumnezeu acum aici în viața de pe pământul acesta. Is like the little taste of the banquet meal. Sunt doar ca bucățica aceea mică pe care copiii o gustă înainte de masa cea mare. And in the age to come, we will sit at the table. Și în veacul care are să vină, abia atunci o să stăm la masa aceea plină. This is what Paul is trying to get across in Ephesians 1:14. Asta vrea să ne spună aici Pavel în Efeseni 1 versetul 14. The Spirit is a pledge of our inheritance. Duhul este o garanție a moștenirii noastre. The inheritance referring to the fullness of the riches of Christ. Și garanția aceasta se referă la moștenirea care este plinătatea bogățiilor pe care le-am moștenit în Hristos. Doesn't this help us endure hardship in this life? Și adevărul acesta, bineînțeles, oare nu ne ajută el să trecem peste greutățile și să înfruntăm greutățile din viața aceasta? No matter how difficult things may be. Indiferent de cât de dificile ar fi acele greutăți. No matter how much we may suffer for Christ. Indiferent de cât de mult am suferit pentru Hristos. The banquet spread is coming. Pentru că masa aceea a banchetului este pe drum, are să vină. He will not fail to give us all the riches of Christ. Iar el nu va falimenta în a ne da toate bogățiile în Hristos pe care ne le-a pregătit. And once we sit at that banquet table. Și odată ce vom sta cu el la masa aceea bogată. We will eat fully forever. Vom mânca din plin pentru toată veșnicia. So the Holy Spirit's gift to us includes the promise of the fullness to come. Deci, Duhul Sfânt pe care ni-l dă Dumnezeu include promisiunea aceasta a plinătății în Hristos care are să vină. There are other passages we could look at that support eternal security. Sunt și alte pasajele care ne putem uita și care sprijinesc această siguranță veșnică a mântuirii. But perhaps we've looked at enough to be confident the Bible teaches this. Dar sper că ne-am uitat la suficiente pasaje ca să fim încrezători că Biblia ne învață cu adevărat lucrul acesta. So let's consider the other set of passages that seem to some to conflict with this. Însă acum haideți să ne uităm și la celelalte pasaje care pentru unii par a contrazice pasajele pe care le-am citit până acum. There are some passages
that use the word if. Sunt câteva pasaje care folosesc cuvântul dacă. You will be saved if you continue in the faith. Vei fi mântuit dacă continui în mântuire. And of course the credință, scuzați-mă. The implication is obvious. Și implicația este clară acolo. If you don't continue, you won't be saved. Dacă nu continui în credință, nu vei fi mântuit. Look for example at Romans 11:22. Uitați-vă spre exemplu la Romani 11:22. Unde Scriptura spune: uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, alminterea vei fi tăiat și tu. The statement by Paul there would be taken by some to mean you could lose your salvation. Și afirmația pe care o face Pavel aici este interpretată de către unii astfel: înseamnă că poți și tu ca și credincios să-ți pierzi mântuirea. But the problem with that is all these other passages we have looked at. Însă problema cu interpretarea aceasta este prezența celorlalte pasaje din care am citit deja până acum. How can Paul on the one hand say that the Holy Spirit guarantees we will be saved? Deci cum poate atunci Pavel să spună pe de o parte că Duhul Sfânt ne este dat ca o garanție că vom moșteni cu adevărat mântuirea care ne-a fost dată? And then on the other hand say you can give up your salvation. Și pe de altă parte să spună poți să renunți la mântuire. So the solution seems to be this. Atunci soluția se pare că este aceasta. That what marks those who are truly saved is this. Că ceea ce sau caracteristica celor care sunt cu adevărat mântuiți este aceasta. Their initial saving faith is followed by ongoing faithfulness. Credința lor mântuitoare de la început este urmată de o credință plină de credincioșie până la sfârșit. So that if they expressed faith in Christ, adică dacă ei au exprimat credința lor în Hristos, that was not genuine, dar credința aceea nu a fost o credință autentică, and then turned away from Christ. Și ei s-au întors cu spatele la Hristos. They are cut off. Ei sunt cei care sunt tăiați cu adevărat. But they were never truly saved. Dar aceștia nu au fost niciodată cu adevărat mântuiți. Those who are truly saved show their salvation by continuing to trust in Christ. Pentru că cei care sunt cu adevărat mântuiți își arată mântuirea lor prin faptul că vor continua să se încreadă în Hristos. 1 Corinthians 15 verses 1 and 2. 1 Corinteni capitolul 15 versetele 1 și 2 spun astfel: vă fac cunoscut, fraților, evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. This is a very helpful passage. Acesta este un pasaj foarte folositor. Because it indicates there is this category of vain belief. Pentru că indică că este o categorie a unei credințe degeaba. He says that they are saved if they hold fast the word that he preached to them, unless they believed in vain. Și el spune: evanghelia prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel ați crezut degeaba, deci o credință degeaba. There is a kind of profession of faith that is not genuine saving faith. Adică oamenii aceștia fac o mărturisire a credinței lor, dar credința lor nu este de fapt autentică. And what demonstrates that it is true saving faith is continuing in the faith. Însă ceea ce demonstrează dacă un om are cu adevărat o credință autentică este faptul că respectivul va continua până la capăt în credința lui.
Or in the words of the Apostle Paul here, sau în cuvintele apostolului Pavel aici, holding fast the word that was preached to them. Aici spune, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o eu, și vorbește despre Evanghelie. Dacă vă țineți de ea astfel după cum v-am propovăduit-o. So Paul recognizes that some believe but not truly. Și atunci aici Pavel recunoaște că unii cred, dar nu cred cu adevărat. Some believe in vain. Unii cred degeaba, spune Pavel aici. And what distinguishes vain belief from true belief? Și ceea ce face diferența între o credință degeaba și o credință adevărată is whether or not the believer continues in the faith. Este dacă acel credincios care își mărturisește credința lui va continua sau nu va continua până la capăt în credință. Notice one other passage with me. Colossians 1:23. Să ne mai uităm la încă un pasaj, Coloseni 1:23, care spune astfel: Negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitori am fost făcut eu, Pavel. So here is another if statement. Aici avem încă o afirmație de aceasta care include cuvântul dacă. He affirms in verse 22 that they are saved people. Și se referă la acești oameni în versetul 22 ca la niște oameni mântuiți. They have been reconciled through Christ's death. Pentru că ei au fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea lui Hristos. In order one day to be presented holy and blameless. Pentru ca într-o bună zi să fie înfățișați sfinți fără prihană. But that will only happen if they continue in the faith. Dar lucrul acela se va întâmpla, adică ei vor fi înfățișați cu adevărat sfinți și fără prihană înaintea lui Dumnezeu, numai dacă vor continua în credință. Firmly established and steadfast. Dacă rămân mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să se abată, spune aici Pavel. Not moved away from the hope of the gospel. Să nu se abată de la nădejdea Evangheliei până la sfârșit. So again, the mark of the true believer is ongoing faithfulness. Încă o dată, deci semnul sau caracteristica adevăratului credincios este credința aceasta care continuă până la sfârșit. Ongoing trust in the gospel. Încrederea care continuă, încrederea în Evanghelie. Ongoing belief that Christ is my only hope. Și credința continuă că Hristos și numai Hristos este nădejdea mea. But one that has professed faith but then renounces Christ. Dar unul care vine și profesa sau mărturisește credința lui, dar apoi mai târziu se întoarce de la credință de la Hristos and remains in that state of rejecting Christ and the gospel. Și rămâne mai departe în postura aceasta de a-l respinge pe Hristos și de a respinge Evanghelia. Demonstrates that he or she never was saved. Acela demonstrează că el sau ea nu au fost cu adevărat mântuiți. This is why Hebrews says in Hebrews 12:14. De aceea cartea Evrei spune: Pursue peace with all men. Căutați pacea cu toți oamenii. And the sanctification without which no one will see the Lord. Și sfințirea fără de care nimeni nu îl va vedea pe Dumnezeu. Sanctification, growing in holiness. Sfințirea, procesul acesta de creștere în sfințenie, continuing to believe in Christ, adică continuarea în a spune încrederea în Hristos, holding fast to the gospel, adică să ții tare de Evanghelia pe care ai primit-o, is necessary to be saved in the end. Este sau sunt necesare pentru ca să fii mântuit în cele din urmă. Now many Christian people stumble right at this point. Și foarte mulți oameni credincioși se împotmolesc tocmai la acest punct. They reason this way. Ei se gândesc astfel.
If you say sanctification is necessary to be saved in the end, dacă tu vii și spui sfințirea este necesară ca să fii mântuit în cele din urmă, then you are making works part of your salvation. Atunci tu incluzi faptele ca și parte a mântuirii tale. Here is where the problem lies. Însă uitați unde stă problema cu gândirea aceasta. Works are not a part of the basis of our salvation. Faptele nu sunt aparte sau nu sunt separate de baza Evangheliei noastre. But works are a part of the expression of our salvation. Scuzați, trebuie să schimb. A part, you said. Okay. A part. Deci faptele nu sunt incluse în baza Evangheliei noastre, dar faptele sunt, but works are a necessary part of the expression. Okay. Of our salvation. Dar faptele sunt o parte necesară a exprimării mântuirii noastre. Ephesians 2:8 through 10, verse 10 helps us see this. Efeseni 2, versetele de la 8 și 10, până la 10 ne ajută să vedem lucrul acesta. For by grace you are saved through faith. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. That not of yourselves. Și aceasta nu vine de la voi. It is a gift of God. Ci este darul lui Dumnezeu. Not as a result of works. Nu prin fapte. That no one should boast. Pentru ca nimeni să nu se laude. But now listen to verse 10. Însă acum ascultați la versetul 10. For we are his workmanship, căci noi suntem lucrarea lui, created in Christ Jesus for good works. Că și am fost creați sau zidiți în Iisus Hristos pentru fapte bune. Which God prepared beforehand. Faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte pentru noi. That we should walk in them. Pentru ca noi să umblăm în ele. So good works are not the basis of salvation. Deci încă o dată faptele bune nu fac parte din baza mântuirii noastre. They have nothing to do with why we are saved. Deci nu au nimic de a face cu motivul pentru care suntem noi mântuiți. But good works are the expression of being truly saved. Dar faptele bune sunt expresia faptului că noi suntem cu adevărat mântuiți. So much so that, în așa fel sau atât de mult încât, if we do not express good works, noi dacă nu exprimăm în viața noastră faptele acestea bune care ar trebui să fie rezultatul unei mântuiri autentice, if we do not continue to trust in Christ and follow him, dacă nu continuăm să ne încredem în Hristos și să-l urmăm pe el, then it raises the question whether we are truly saved. Atunci deodată se ridică întrebarea dacă noi suntem cu adevărat mântuiți sau nu. Not that we are saved by those good works. Nu dacă suntem mântuiți prin faptele acelea bune. But if we are truly saved, we will show those good works. Și dacă suntem cu adevărat mântuiți, noi vom arăta faptele acelea bune. This doctrine of the perseverance of the saints. Și doctrina aceasta a perseverenței sfinților. Is a very important one for Christian people to take to heart. Este una foarte importantă pentru cei credincioși să o înțeleagă bine și să le rămână bine înrădăcinată în inima lor. We realize how important it is to press on in maturity. Pentru că înțelegem cât de important este să mergem pas cu pas mai departe pe drumul acesta al maturizării în credință. To grow in holiness and in good works. Să creștem în sfințenie, să creștem în fapte bune. Because it is through those things that we demonstrate we are truly saved people. Pentru că tocmai prin lucrurile acestea demonstrăm că suntem mântuiți cu adevărat. Again, don't confuse two things. Încă o dată, nu confundați cele două. Don't confuse the basis of your salvation, which is Christ's work for you. Nu confundați baza mântuirii voastre, care este lucrarea lui Hristos pentru voi. So your confidence that you are saved is always in Christ. Și atunci încrederea voastră că sunteți mântuiți se bazează numai și numai pe Hristos. Don't confuse that with the good works and the life of holiness.
that are the expression of salvation. Nu confundați aceea, baza aceea, cu faptele bune care sunt de fapt exprimarea prin viața voastră a faptului că sunteți cu adevărat mântuiți. Those things bear witness that we truly do want to follow Christ. Faptele bune sunt o mărturie a faptului că noi dorim cu adevărat să-L urmăm în viața noastră pe Hristos. In the time we have remaining, one more aspect to look at. Și în timpul care ne-a mai rămas, doar un aspect la care aș vrea să ne mai uităm. We want to look at the final glorification of the believer. Vreau să ne uităm și la proslăvirea finală a celor sfinți. Glorification refers to the complete and final perfection in holiness of the believer. Proslăvirea sau glorificarea se referă la statutul sau la starea aceea de slavă, de perfecțiune la care vor ajunge toți cei credincioși în cele din urmă. Where all of who we are, body and soul, is made like Christ. Unde ceea ce suntem noi și trupul nostru și sufletul nostru vor fi transformate să fie asemenea cu Hristos. So glorification includes not only our inner lives which are purified. Adică glorificarea sau proslăvirea va include nu doar viața noastră lăuntrică, but our bodies that are raised from the dead never to die again. Ci și trupurile noastre care vor fi înviate din cei morți și care vor fi niște trupuri proslăvite și care nu vor mai muri niciodată. Let's look at just a few passages quickly. Haideți să ne uităm doar la câteva pasaje repede. Philippians 3:20 and 21. Filipeni capitolul 3 de la 20 la 23. Spune astfel. 20 și 21, mă scuzați. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. The Bible teaches that when Christ returns, Scriptura ne învață că atunci când Hristos se va întoarce, those who have died in Christ will be raised from the dead. Cei care au murit în Hristos vor fi înviați dintre cei morți. And those who are alive in Christ, still living, iar cei care vor fi găsiți în viață în Hristos, will be raised to meet him in the air. Vor fi luați ca să-l întâlnească pe el în cer. And we will all be given new bodies. Și ni se va da la toți trupuri noi. And when we see Christ, we will be like him. Și când îl vom vedea pe Hristos, noi vom fi asemenea lui. 1 John 3 verses 1 and 2 makes that clear. 1 Ioan 3 versetele 1 și 2 spun foarte clar lucrurile acestea. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Isn't that a glorious hope? Nu este aceasta o nădejde glorioasă? When we see Him, we will be like Him. Când îl vom vedea pe El, vom fi ca și El. But don't miss the next word. Însă nu treceți pe lângă următorul cuvânt. Because we see him as he is. Pentru că îl vom vedea așa cum este el. Do you know this principle yet? Cunoașteți voi principiul acesta? That we become like what we love. Că noi devenim asemenea persoanei pe care o iubim. We take on the characteristics of what we adore. Noi luăm caracteristicile acelui pe care îl adorăm. That's why in salvation the Spirit causes us to adore Christ. De aceea în mântuire Duhul lui Dumnezeu ne face să -l adorăm pe Hristos. So we will long to be more like the one we adore. Pentru ca să ne dorim să fim tot mai mult și tot mai asemenea cu cel pe care -l adorăm. But through all of this life sin continues to fight
for our adoration. Însă în viața aceasta păcatul se luptă împotriva noastră în procesul acesta de adorare pe care ar trebui să-l avem față de Hristos. We love things in this world that we should not. Iubim lucruri din lumea aceasta pe care nu ar trebui să le iubim. And so we don't become like Christ fully in this life. Și atunci nu ajungem să devenim asemenea lui Hristos în toată plinătatea asemănării aceasta în lumea în care trăim. But when Christ appears, dar când apare Hristos, we will see him more clearly than we have ever seen him. Îl vom vedea mult mai clar decât l-am văzut vreodată până atunci. Sin will be removed from our vision. Și păcatul va fi dat deoparte dinaintea ochilor noștri. And when we see his glory, we will long to be like him. Și când îi vom vedea slava, ne vom dori să fim cu adevărat ca și el. I cannot wait for that day. Iar eu nu pot să aștept ziua aceea. So, my friends, what a glorious hope this is. Așa că ce nădejde glorioasă este nădejdea aceasta pe care o avem. To know that the day of our complete and perfect holiness, conformity to Christ's likeness, is coming. Să știm că ziua aceea a sfințeniei și conformării noastre complete cu Hristos este pe drum și va veni. And because we are given glorified bodies, și pentru că ni se dau niște trupuri de slavă, we realize we are made anew to live on the new earth. Ne dăm seama că noi suntem făcuți cu adevărat niște oameni noi care să trăiască pe pământul nou. Some people think of heaven as a very mystical reality. Unii se gândesc la cer ca la o realitate foarte mistică. But if you notice in Revelation 21, dar dacă v-ați uitat în Apocalipsa 21, the New Jerusalem descends to earth. Noul Ierusalim coboară pe pământ. So we inhabit the new heavens and new earth that God has created. Iar noi ajungem să locuim cerul nou și pământul nou. We will be in physical bodies in a physical environment forever. Și noi vom trăi în trupuri fizice într-o lume fizică pentru totdeauna. And yet there will be new abilities we don't have in this life. Însă vom avea parte de abilități pe care astăzi nu le avem în viața aceasta. We get a hint of this when we see Jesus after the resurrection. Și ni se dă o perspectivă cât de cât asupra acelor abilități când privim la Domnul Iisus după înviere. Do you remember Jesus' glorified body ate food? Vă aduceți aminte că trupul glorificat al Domnului Iisus a mâncat? So there is continuity with our life now. Deci există acolo continuitate cu viața noastră de acum. But Jesus in his glorified body also appeared instantly in a room. Dar Domnul Iisus în trupul său glorificat a și apărut instantaneu într-o cameră. Without walking through the door. Fără să trebuiască să deschidă ușa și să intre în camera aceea. I'd like to see any of you do that. Aș vrea să vă văd pe vreunul dintre voi că faceți lucrul acesta acum. So we don't know what capacities we may be granted in heaven. Deci nu știm câte capacități ca acestea ne vor fi date când vom fi acolo. That far surpass what we know now. Care sunt cu mult peste ceea ce cunoaștem astăzi. But we know it will be good. Dar știm că totul va fi bun. And it will fulfill God's ultimate purposes when he made man in the first place. Și că va împlini în cele din urmă scopurile pe care Dumnezeu le-a avut atunci când l-a făcut pe om, l-a creat pe om la început, la creație. He made us to rule over the fish of the sea and the birds of the air. El ne-a făcut să stăpânim peste pământul acesta și peste creație. And in our glorified state, și în starea aceea de om glorificat sau proslăvit, we will carry that out perfectly. Noi în cele din urmă vom avea rolul acela și îl vom pune în practică într-un mod perfect. Imagine never again feeling bitter. Gândiți-vă că nu veți mai simți niciodată amărăciune. Or jealous. Sau gelozie. Or revengeful. Sau o stare de asta de răzbunare.
Never again hating. Nu vă veți mai găsi niciodată urând ceva sau pe cineva. Or becoming selfishly angry. Sau nu vă veți mai găsi niciodată mâniindu-vă cu un egoism aparte. Always having love and joy toward God and others. Și întotdeauna vom avea parte de dragoste și bucurie față de Dumnezeu și unii față de ceilalți. And embracing the will of God as good for your life. Și veți îmbrățișa voia lui Dumnezeu ca pe o voie cu adevărat bună pentru viețile voastre. What a joy it will be. Ce mare bucurie va fi atunci. The future of our salvation is sure. Viitorul mântuirii noastre este sigur. And where is it ultimately grounded? Și unde este el sau în ce este el în mod ultim înrădăcinat? In a past long ago. Într-un trecut care a avut loc cu mult, mult timp în urmă. Where God chose us in Christ that we would be holy and blameless before him. Înainte de întemeierea lumii, când Dumnezeu ne-a ales pe noi în el, în Hristos, ca să fim sfinți fără prihană. And all that God does in history. Și tot ceea ce face Dumnezeu în istoria aceasta. In the sending of his son. Prin trimiterea fiului lui. And his work in our lives. Și prin lucrarea pe care o face în viețile noastre. Is to bring about the finality of what he promised before he created the world. Este ca să aducă lucrurile la punctul acela de finalitate pe care l-a avut în vedere atunci când a creat lumea aceasta. The whole of salvation. Deci întreaga noastră mântuire is the work of God. Este lucrarea lui Dumnezeu. A gracious God. A unui Dumnezeu plin de har. But a sovereign God. A unui Dumnezeu suveran. Who will not fail to do all that he has promised. Care nu va falimenta în a duce la bun sfârșit tot ceea ce a făgăduit că va duce la bun sfârșit. Praise be to his name. Laudă să fie numai și numai numelui lui. Amen. Amin.